Salutare, prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre selectivitate și anume despre selectivitatea la MCB-uri. În primul rând, când vorbim despre selectivitate, trebuie să vorbim despre device-uri produse de același producător, pentru că altfel nu este o discuție serioasă. După cum știți, MCB-urile au două caracteristici, una în care acționează la scurt circuit și a doua în care acționează la suprasarcină. După cum știm, la scurt circuit funcționează magnetic. Aceasta este bobina care reacționează în caz de scurt circuit. Haideți să vedem despre ce este vorba. Avem aici pus pe circuit un B16, pentru că acum se recomandă foarte tare B16 pe prize, respectiv curbă B, protecțiile pe circuite. Și avem un B25 pe general. Haideți să vedem dacă este bine. În primul rând trebuie să știm că, după cum avem în acest tabel, MCB-urile de curbă B reacționează între 3 și 5 înmulțit cu curentul nominal. Adică în cazul nostru avem undeva între 48 de amperi și 80 de amperi cel de B16. Și respectiv avem 75 de amperi și 125 de amperi, deci undeva între aceste două praguri pentru B25. După cum vedem, cei 75 de amperi sunt sub cei 80 de amperi din partea dreaptă de la B16, ceea ce evident nu este ok. Este posibil ca în anumite situații acest B25 să reacționeze înaintea lui B16. Nu este foarte probabil, dar este posibil. După cum vedeți, pragul maxim de aici este peste pragul minim de aici. Deci, într-un fel sau altul, e posibil să reacționeze acesta primul, ceea ce ar fi complet greșit. Haideți să vedem și altă configurație. Deci aici avem încă o dată B-ul pe circuit și B pe general. În această planșă avem un B16 pe circuit și un C25 pe general. După cum vedem, B16 reacționează undeva între, la scurt circuit mă refer, undeva între 48 de amperi și 80 și respectiv C25 undeva între 125 de amperi și 250 de amperi. Aici este clară, selectivitatea este garantată dacă avem, vorbim despre același producător, ceea ce ne dorim în general. Să trecem la următoarea planșă. Aici avem o situație mai atipică în cazul în care facem upgrade, de exemplu, și păstrăm MCB-urile de curbă C, de exemplu C16 pe circuit, și ne gândim să punem pe general un B25, de exemplu să schimbăm separatorul cu fuzibile. În acest caz este complet greșit. După cum vedem, avem pentru C16 avem undeva între 80 de amperi și 160 de amperi și pentru B25 avem undeva între 75 și 125. Mai mult ca sigur, generalul va declanșa primul, ceea ce este complet greșit atunci când vorbim despre selectivitate. Deci, varianta cea mai bună ar fi aceasta. Este absolut ok. O să vedem imediat în planșa următoare, mai ales că e posibil să se adune curenții de pornire de la motoare, de la aerul condiționat, de la frigider, de la pompă de căldură, de la mașina de spălat sau mașina de uscătură de rufe. Este posibil să se adune curenții de la motoare și să declanșeze un B25 pe general. Să trecem la următoarea planșă. De ce este bine să avem un C25 pe general, respectiv de 10 kA, evident? Pentru că pragul de declanșare poate fi sensibil. Dacă am avea un general pe curbă B, există riscul să sară generalul la scurt circuit.
poate declanșa la aparate inductive, pompe de căldură, frigidere, tot ce are motor, aspirator și alți curenți cumulați. Este acceptabil și BP general, dar este mai puțin selectiv și, cum am spus, poate declanșa nedorit. Deci, ca idee, în concluzie, curbă BP circuite, se recomandă curbă CP general, evident, pentru că oferă selectivitate mai bună, rezistă la curenți de pornire. Să nu uităm că generalul, pe general se adună toți curenții inductivi de pe circuite și rămâne un compromis sigur și uzual pentru instalații rezidențiale, evident. Observații importante când vorbim de partea termică, de suprasarcină. Aici nu mai contează curba, deci curbă B, C, D sau alte curbe contează numai la scurt circuit, trebuie să reținem asta. În cazul în care vorbim de suprasarcină, de partea termică, adică acest bimetal care îl vedeți aici, se aplică doar pragul de 1.13 cu 1.45 curent nominal. Deci atât se aplică și evident selectivitatea o avem prin pragurile pe care le avem, 16, 20, 25, 32 sau chiar 6 amperi. Deci când e vorba de partea termică nu mai contează curba, contează doar 1.13 ori curentul nominal minim și 1.45 ori curentul nominal. Cam atât acceptă pe partea termică, maximă oră, în maximă oră trebuie să declanșeze neapărat. Aici, în această planșă, vorbim și despre puțin despre capacitatea de rupere, că atunci când vorbim de NCB-uri, trebuie să vorbim puțin și despre capacitatea de rupere. Evident că o capacitate de rupere cât mai mare în general este cât mai bine, dar de cele mai multe ori este overkill, adică bani aruncați degeaba. Totuși, din precauție, pe general se recomandă să punem un C25 de exemplu de 10 kA și după aia pe circuite putem să coborâm la 6 sau chiar 4,5 kA. După cum vedeți și din această planșă, se adună distanță destul de mare pe circuite și evident că nu ne trebuie 10 kA pe circuite, ar fi în mod sigur overkill, dar ideal ar fi să măsurăm bucla de defect și să vedem exact cum stăm. Cam atât în acest video. Voi continua seria selectivității cu SPD-ul și RCD-ul, evident. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.